Un număr de 3560 de persoane și-au procurat o locuință prin intermediul programului Prima Casă, de la lansarea acestuia și până în prezent. Potrivit datelor Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, suma totală a creditelor acordate de către bănci pentru procurarea celor peste 3500 de locuințe constituie. 1 miliard 780 milioane lei, iar suma garanțiilor active a depășit cifra de 891 milioane lei. Vârsta media a solicitanților este de 31 de ani, iar suprafața media a locuinților achiziționate constituie 60 metri pătrați. Datele oficiale mai relevă că 44% dintre solicitanți sunt femei și 56% bărbați. Dintre aceștia, 70% sunt căsătoriți și 30% celibatari. Marea majoritatea a locuinților procurate prin intermediul programului sunt localizate în orașe, rata celor care au ales să-și cumpere o casă în sate, fiind de doar 6%. Programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în luna martie 2018.